Un recipient plin cu substanțe inflamabile a explodat în timp ce doi angajați dezinfectau cala unui avion comercial. Unul dintre muncitori a suferit arsuri la un picior, iar celălalt la față, în timp ce un alt angajat care lucra în apropiere a suferit un atac de panică. Explozia a fost urmată de un incendiu care a fost stins în scurt timp de către angajații societății, nemai fiind necesară intervenția pompierilor militari. Au intervenit mai multe echipaje de prim ajutor, iar răniții au fost preluați de medici și transportați la Spitalul Județean Bacău. Ambele persoane sunt în prezent în curs de investigații. Putem să vă spunem doar că starea lor nu este foarte gravă, urmând ca după ce se efectuează toate investigațiile să avem și un diagnostic clar. Compania a deschis o anchetă internă, iar ISU a trimis doi inspectori pentru securitate la incendii, care vor încerca să stabilească împrejurările în care s-a produs explozia. Cazul e anchetat de polițiști și de inspecția muncii, pentru că este considerat accident de muncă. Unuia dintre ei a luat foc pantalonul și s-a ars ușor, din ce știm la ora asta, la picior. Celălalt se pare că s-a ars la față, tot așa, nu exagerat de grav. Aerostar este fosta uzină de reparații avioane din Bacău. Are peste 1000 de angajați care se ocupă de întreținerea aeronavelor comerciale și fabricația sistemelor de apărare, dar și de mentenanța avioanelor F-16 și a rachetelor Patriot în România.